Barajul dintre România și Grecia s-a jucat mai întâi în varianta mini. Copiii de la Școala Europeană București le-au arătat tricolorilor că dacă pun suflet, n-au cum să rateze mondialul din Brazilia. Adversari le-au fost cei mai talentați mici fotbaliști de la școala greacă Atena din capitală. Prezentatoarea știrilor sportive ale Antenei 1, Ani Plumb, i-a introdus pe copii în atmosfera ineditului eveniment. Sunt din partea Antenei 1 și a televiziunii GSPTV de la sport. Vă ținem pumnii, suntem alături de voi. Sunteți foarte frumoși și vă felicit din tot sufletul meu că faceți sport. Să aveți parte de fair play, să jucați frumos. Eu urez succes ambelor echipe. De pe margine, fostele glorii Miodrag Belodedici, Daniel Brodan, Ilie Balac și Jean Glodoiu au urmărit atent mini-barajul prieteniei. Timp de aproape două ore, copiii români și cei greci au trăit intens competiția și s-au simțit precum idolii lor, Marica, Torje, Chiricheș sau Samaras, Saltinghidis și Mitroglu. Micii școlari tricolori au simțit primele emoții încă de la intonarea imnului. Au ascultat Deșteaptă-te române cu mâna la piept, așa cum făcea regele Hagi pe vremea când îmbrăca tricoul naționalei și au cântat versurile cu patimă. Grecii au arătat că patriotismul nu are limită de vârstă. Pe marginea terenului, atmosfera mai ceva ca pe Arena Națională. Suporterii și-au susținut colegii de școală ca niște galerii adevărate. Micuțul Ianis Capetanos, băiatul stelistului Pantelis, n-a avut nicio emoție în fața dublului câștigător al Cupei Campionilor Europeni, Miodrag Belodedici. Gândul îi zbura deja la meci. Belodedici a dat lovitura de începere a unui duel care a început aprig și foarte echilibrat. Micuții greci au deschis scorul, Ianis Hogas a marcat, iar atmosfera a devenit de-a dreptul incendiară. Imediat a venit și egalarea după golul lui Alexandru Despa. Atanas a dat golul 2, nu pentru greci, ci pentru români. Băiatul cel mic al lui Eugen Trică și-a primit numele în dar de la greci, dar sângele îi este românesc 100%. Bunicul Ilie Balac l-a privit cu emoție din tribună pe Atanas Trică. A urmat golul lui Siakavelis, iar România-Grecia, varianta mini, era 2-2. A fost momentul care i-a enervat rău pe micii tricolori, s-au năpustit asupra adversarului și au dat gol după gol. În total, încă 9 reușite. Marcatori pentru România, capitanul Alexandru Despa de 5 ori, Atanas Trică de 2 ori, Vlad Tălpigă tot de 2 ori, Radu Ștefan și chiar portarul Ionuț Alexandru cu un gol din poartă în poartă. De spus dacă a fost golul meciului, având în vedere că Tălpiga a înscris unul dintre goluri după o fază de Champions League. Pasa a venit de la Despa, din foarfecă.
La final, tristețe și dezamăgire mare în tabăra elenă, ba chiar și câteva reproșuri. Micuții greci așteaptă însă revanșa din partea naționalei mari, cât despre noi putem spune că avem deja ascendent moral în fața grecilor. Miodrag Belodedic le-a înmânat câștigătorilor importantul trofeu, Cupa Campionilor mini-barajului prieteniei. Și s-au mulțumit cu diplome oferite de GSPTV și cu aprecierea tuturor. După meci, zona mixtă. Impresii la cald despre marea încleștare din partea micilor vedete. Cum e, capitan? Ai dat, câte goluri ai dat astăzi? Eu cred că am dat 7. Nu sunt sigur. Crezi că la echipele mari o să-i batem la fel de tare? Eu zic că da. Îi transmiți vreo urare? Da. Hai România! A urmat, bineînțeles, analiza jocului și verdictul specialiștilor. Belo, cum ți s-a părut meciul ăsta al copiilor? Frumos! Frumos! La copii, eu știu, dacă le dai mingea și un teren, e extraordinar pentru ei. Foarte. A plăcut inițiativa? Da, frumoasă, frumoasă. Ai noștri au bătut cam rău? Da, bine, acum nici nu știu cât a fost scorul. Da, la început a fost mai greu, cu parcă au condus grecii cu 1-0, 2-0 și după aceea ne-am revenit. La echipele mari, da, este altă poveste, o să fie altă poveste și sperăm să trecem cu bine. Sperăm să trecem cu bine, avem o șansă enormă, enormă, enormă. A fost un meci, cred că, în care au pus mult suflet, s-a văzut multă pasiune, mult tremur acolo. Îmi doresc ca și la România-Grecia, la senior, să fie același scor. Apreciez ideea și inițiativa celor care au organizat acest mini-baraj al prieteniei. Este o idee super, super isteață, super deșteaptă. Sperăm, dacă de data asta aici între copii a fost o joacă, pe data de 15 și 19, cu siguranță nu va fi o joacă. Super, m-am simțit foarte bine. Copii foarte ambițioși și atmosferă frumoasă. Am văzut că și voi așa ați intrat în atmosferă. Păi încă de la asta îi spuneam lui Didi și lui Belo. Intrăm de acum, de la cei mici până la cei mari, dacă simțim acum emoții, îți dai seama la cei mari ceva. Foarte frumos, foarte frumoasă inițiativă și felicitări încă o dată. Frumos, dar nu foarte ușor. Dar ai zbătut cam rău. Da, i-am bătut rău. Felicitări. Cum a fost meciul? Ești mulțumit de cum ai jucat? Da. A fost foarte greu. Au fost ei mult mai buni sau ați prins voi o zi mai slabă? A fost mult mai bun. Ce te-a impresionat cel mai mult? M-a impresionat când am scorat 2-2 și cel mai mult mi-a plăcut golul care a mâncat la Spadaichis, de la portar. Nu țin cu niciuna, de fapt, ca să spun adevărul, pentru că am părinții români, dar m-am născut în Grecia. Să câștigi amândouă. Ești supărat? Au fost mai buni adversarii de astăzi decât voi? Dan Caliterii, Adipa lui Apoemas. Ligo. Da, puțin. Ai jucat sub privirile bunicului tău. Este pentru prima dată când ai avut emoții, când te-a văzut bunicul Ilie Balaci? Nu, nu a avut emoții. Ți-a spus ceva înainte de meci? Să fac cât mai multe pase și așa. Da. Și ai vorbit cu el după meci, e mulțumit de cum ai jucat? Da, e foarte mulțumit. Ai jucat foarte bine, dar să mai slăbești. Una peste alta, un mini-baraj de mare calitate, la finalul căruia atât învingătorii cât și învinșii merită toate laudele. Cât despre marele baraj, noi românii ne-am mulțumit și cu un 3-2 la finalul celor două meciuri.